Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 11 mai, poți fi singura care poate face două lucruri simultan sau își poate realiza talentele simultan în domeniul a două cariere. Ești un practicant idealist, te confrunți cu nevoia de a combina componenta spirituală cu materialismul pământesc. Pe de-o parte, Ești un pragmatist ambițios ce se străduiește să atingă obiectivele materiale, dar la un nivel mai profund de dorești ca societatea să se schimbe spre bine datorită realizărilor tale. Ești extrem de mulțumită dacă eforturile tale umaniste ajută oamenii să-și repară situația. Poate că ai cea mai extraordinară viziune asupra lumii. Cu toate acestea, prefer să păstrezi fanteziile tale în secret, deoarece exprimându-le în mod public, riști să fii înțeleasă greșit. Cu toate acestea, poți fi suficientă de extravagantă pentru a nu fi deloc jenată de exprimarea deschisă a sentimentelor și a gândurilor tale, oamenii din jurul tău își țin respirația și te ascultă, ridicând sprâncenele de surprindere. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, sensibilitate, temeinicie, emoționalitate și răbdare. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabile la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus, îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus, pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru abilitatea de a manevra bani. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a juca împotriva regulilor. Tu ești capabilă să lucrezi simultan în două locuri de muncă foarte diferite și să faci câteva lucruri în același timp. Tu poți fi împins să fii spre materialismul practic, spre spiritualitatea superioară. În conformitate cu această dualitate, încerci să te afirmi simultan în două domenii de activitate. Ești ambițioasă, pragmatică, te lupți pentru bogăție, dar este important să ajuți omenirea și să beneficiezi într-un anumit fel de societate. Dacă ideile sau lucrarea ta îi ajută pe cerșetorii răniți, oprimați să iasă din nenorociri și greutăți, atunci te consideri pe deplin împlinită. Tu poți aparține acelei categorii de oameni cu diferite grade de excentricitate, de la puțin excentrică la asemănătoare cu noi veniți de pe alte planete. Cu toate acestea, indiferent de gradul tău de excentricitate, împărtășești cea mai bogată imaginație, iar fanteziile tale sunt complet sălbatice. Poți fi atât de norocoasă încât să reușești să-ți faci visele și planurile să devină realitate. De fapt, poți avea o abilitate uimitoare de a face ceva real din ceva care pare complet inaccesibil, dar în același timp nu trebuie să neglijezi sprijinul celor care te pot ajuta la realizarea succesului, dacă tu vei demonstra abilitatea de a prezenta idei utile care sunt interesante pentru ceilalți poți conta pe recunoașterea și recompensarea publică. Pe de altă parte, prin împovărarea constantă a societății cu proiecte nerealiste și scheme fantastice, turiști să provoci iritare și oboseală altora. Pericolul este că prietenii și familia ta te pot considera deosebită, pot răde de ceea ce spui, dar rar te ia un serios. O astfel de atitudine condescendentă te poate răni? îți poate provoca dureri care sunt mai mari decât o simplă inatenție. Tu îți poți pierde stima de sine, vei încerca chiar să pari normală, pierzându-ți astfel individualitatea și suprimând esența ta naturală. De aceea tu apreciezi și prețuiești pe cei care te pot accepta așa cum ești. Din motive de obiectivitate, ar trebui să recunosc faptul că în poveștile tale, îți place să înfrumusețezi evenimentele și personajele. Inteligent și ascultător, un prieten apropiat sau o persoană asemănătoare va fi în întotdeauna în măsură să determine în ce direcție este adevărul și unde este ficțiunea. Nebunul poate totuși să înghite mâna sub forma unei narații adaptate cu un demânare, tu ai darul ficțiunii artistice, dar nu poate fi luat niciodată tot ceea ce ai spus în mod literal. Nu este nimic în neregulă cu faptul că tu încerci să diversifici oarecum viața. Rară ori acționezi din motive mercenare. Poate că ești prea convingătoare când te prezinți, dar și tu râzi de extravaganța ta. De fapt, ca și nimeni altcineva, ai nevoie de sprijin și de atenție. Iată motivul ascuns pentru care încerci să realizezi aceste lucruri atât de copilăresc, inventând fabule colorate, prezentăm comportament îndrăzneț. Din fericire, farmecul tău intern te ajută să și din cele mai dificile situații de viață. Te distingi față de alți nativi din tauri prin astfel de trăsături speciale, sensibilitate, dependență și senzualitate. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori visul visufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 11 mai soartata? Tu vezi lumea dintr-un unghi complet diferit. Cu toate acestea, ești prudente să-ți lansezi ideile pentru a nu face o impresie greșită celorlalți. Deși nu te temi să-ți exprimi deschis modul de gândire, străin și neobișnuit pentru majoritatea ascultătorilor tăi, poți obține reputația de personalitate ciudată și inadecvată. Mulți dintre cei care te ascultă nu pot percepe cursul gândurilor tale, deoarece nu pot înțelege străinii de pe altă planetă. Așa cum am spus, ești caracterizată printr-o imaginație bogată și viecare depășește cadrul ideilor general acceptate. Cu toate acestea poți reuși să-ți realizezi ideile nerealiste, cu credința ta în miraculos și impracticabil. Poți realiza lucrurile de neconceput care există în imaginația ta, poți avea adepți care pot ajuta în implementarea acestor proiecte. În cazul finalizării cu succes a sarcinilor aparent imposibile, tu primești recunoaștere și admirație universală, dar norocul nu este niciodată continuu, iar dungile albe trebuie înlocuite cu cele negre, așa este viața, societatea și chiar cei apropiați de tine rudele tale, consideră și te pot eticheta ca anormală. Ceea ce ei nu pot înțelege este perceput ca un nonsens impasibil. Această atitudine bate jocoritoare a celor din jurul tău, pe care nu o poți numi altfel decât hărțuire, te rănește adânc în suflet. Iar atitudinea rudelor față de tine este chiar mai greu de suportată decât ostracizarea celor din afară. De aceea, pentru a nu ieși prea evidentă din mulțime, poți încerca să dobândești o patină de mediocritate și un standard comun. O astfel de violență împotriva ta îți provoacă o depresie persistentă. Prin urmare, oamenii care sunt capabili să înțeleagă adevărata ta esență și să nu o disprețuiască devin foarte dragi pentru tine. Desigur, vorbind de despre viața ta, poți îngroșa ușor culorile pentru claritatea complotului, dar tu nu ești capabil organic de minciuni directe. Rudele și prietenii tăi vor putea întotdeauna să facă distinția între limitele realității și ficțiune, dar pentru omul obișnuit de pe stradă este o sarcină imposibilă. A talentul unui povestitor profesionist, îți place să apelezi la alegorie. Am remarcat faptul că tu nu ai încredere în tine. Tu te judeci printr-o măsură mai strictă decât oamenii obișnuiți, dintre care majoritatea nu se condamnă deloc. Tu ai nevoie într-adevăr de comunicarea și atenție celor dragi, dar rare ori o aștepți de la ei. Doar puterea farmecului tău interior, pe care universul ți-a dăruit-o dincolo de măsură, te ajută să avansezi în viață ca și cum ai compensa restul trăsăturilor caracterului tău. Dragoste și compatibilitate În relații apropiate, te înconjuri cu oameni inteligenți, interesanți, iubitoare și romantică, ești cu adevărată dedicată partenerului tău, ești capabilă de mari sacrificii, dar uneori încerci să te protejezi de atacurile de gelozie și instinctele proprietare. Cele mai bune uniuni -uni ale tale sunt formate cu alții reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești, cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu scorpionul, vărsători aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Tu iubești să șochezi, dar cu toate acestea, nu trebuie să gândești din greu cu privire la scenariile tale fictive, pentru că tu gândești în mod natural în afara granițelor minții celorlalți. Ești completă din afara acestei lumi. Imaginația ta sălbatică îți poate da fantezii complet excentrice pe care rară ori îndrăznești să le împărtășești cu alții, pentru a nu-i șoca. Dar se întâmplă de asemenea, să poți aduce la viață idei și fantezie non-standard. Acest lucru se întâmplă dacă vii cu ceva util pentru societate și vei fi capabilă să-i interesezi pe alții în invenția ta. Recunosc, ai talentul de a transpune cele mai fantastice idei în realitate. De asemenea, poți minți și împodobi poveștile tale cu cuvinte pentru a face o impresie mai luminată pentru public. Este întotdeauna ușor ca oamenii inteligenți să distingă adevărul de minciună, dar majoritatea este adesea înșelată. Tu ești situat artistic și frumos pur și simplu profesional. Rară ori acționezi de dragul profitului, mai degrabă de dragul unor povestiri și emoții strălucitoare și frumoase. Uneori, din cauza nesiguranței în sine și a propriei puteri, ei ne socotești în mod deliberat pe alții, ca și un copil care încearcă astfel să atragă atenția adulților. Atenția și sprijinul celorlalți este adesea insuficient pentru tine. Deseori, până și oamenii apropiați de tine râdă de excentricitatea ta și chiar te pot considera nebună, ceea ce este extrem de dureros pentru stimata de sine insolența și minciunile ți aduc adesea necazuri, dar din cauza carismei tale, de obicei ești cu bine la liman. Te poți manifesta cu succes în artă, cercetare științifică și chiar în afaceri, sănătate și boli. Întrucât încă de copil ai avut o imaginație bogată, părinților tăi le-a fost adesea foarte greu să stabilească dacă plângerile exprimate de tine referitor la boală corespund realității le-a fost greu să distingă o situație critică de una complet imaginată. Cel mai important lucru, desigur, a fost să înțeleagă psihologia ta. Odată ce ai crescut, ipohondria rămâne în caracterul tău. Îți pasă de sănătatea ta, chiar poți ajunge la o vârstă foarte înaintată. Dieta ta este destul de neregulată, dar rar îți afectează sănătatea, poți rămâne surprinzător de sănătoasă. Pentru tine, Recunosc, în acest sens nu am ce sfaturi să-ți dau, tu știi mai bine decât oricine, destinul și norocul, sunt în măsura să recunosc, Universul ți-a deschis toate ușile spre succes, ai toate cheile cu tine, poți fi doar invidiată, poți trece cu ușurință prin viață, dar tu nu ar trebui să uiți ca celeia căreia i-au fost acordate multe, îi se vor cere multe și pe termen lung, tu ai mari abilități creative. Ești hotărâtă, încăpățânată, ai întotdeauna opinia ta, ar trebui să eviți căsătoria timpurie, pentru că poate fi sortită de strămării. Desigur nu este o regulă, și nu lua această prevestire în mod literal, dar dacă vei fi creat o familie la o vârstă mai matură, vei fi fericită și iubită. În materie monetară, ești norocoasă peste tot, acționând în mod intenționat poți obține o poziție înaltă. Sfaturi pentru tine Trebuie să înțelegi că prea multe proiecte fantastice și nebunești pot submina încrederea publică în tine, iar proiectul tău foarte real și util ca rezultat poate rămâne nevalorificat și neîndeplinit. Oamenii pot fi supărați și pot respinge comportamentul tău prea extravagant, dar condescendența te ofensează mult mai multă decât ignorarea. Cine ar putea să-ți spună vreodată ce să faci? Încearcă din când în când să vorbești pe înțelesul celorlalți și astfel vei căpăta credibilitate. Nu renunța la toate fanteziile tale. Fii selectiv în ceea ce privește planurile și proiectele pe care le -ai. Dacă este posibil, păstrează-ți visele în limita realizabilului. Dacă îți vei pune masca de normalitate nu vei fi fericită pentru că nu vei merge împotriva naturii tale și nu vei înșela natura. Încearcă să faci cel puțin ocazional contactul cu lumea exterioară. Vorbește într-un limbaj mai ușor de înțeles, dar nu încerca să-ți schimbi esența. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sări de sport sau de o excursie la o stațiune de schi preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cutie scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul? astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci, doar culorile pastel și mirosul de prospețime? Așa simți tu. Totul este romantic pentru tine? Prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.